Reprezentanții gărzii de mediu se pregătesc de sărbătorile pascale, au făcut recomandări primarilor și cetățenilor și se așteaptă ca aceștia să le respecte. În caz contrar, vor fi aplicate amenzi tuturor celor care vor încălca legea picnicului. Indiferent dacă au sau nu, trebuie să ocupe de buna gospodărire, de salubritatea zonei, de curățenie, de asigurarea utilităților pentru cei care ies la picnic, coșuri de gunoi, grupuri sanitare. Important e să se intervină după perioada sărbătorilor pascale și după 1 mai. Comisarii gărzii de mediu spun că atunci când vine vorba de respectarea legii, cetățenii nu sunt foarte receptivi. Am mai intervenit exact în ziua în care se organizează picnic, în care se organizează ieșire la iarbă verde. Cetățenii nu privesc cu ochi buni intervenția noastră. De multe ori a fost numai de informare, de conștientizare, de a le pune în vedere că e civilizat și frumos să lase în urmă curat. În prezent, la nivelul județului, primarii au amenajat spații pentru picnic la Vaslui și Bârlad. Aceștia sunt însă convinși că și aici, dar mai ales în celelalte zone, vor apărea probleme. În zona Hușului, pentru că ei nu au declarat un punct de o zonă de zona amenajată pentru picnic și, în general, zone frumoase ale județului în care oamenii ies să se relaxeze, zone izolate în care ies la iarbă verde. Legea nu prevede obligativitatea stabilirii unor spații speciale de picnic, dar dacă le stabilesc, sunt obligați să le și amenajeze.